La Dumbrăvița Timișoarei, în spatele bisericii din Parcul Central, am găsit două icoane mari pe care probabil s-au dat o grămadă de bani ca să se facă și care acum nu mai sunt bune. Le-au băgat în debara. Vă dați seama, sunt considerate obiecte de cult. La ele se închinau, le pupau. Probabil sfințite de tineri ce metropolit sau patriarh. Asta, dacă făceam eu, ar fi considerat o profanare. Dacă au făcut-o ei, aia se poate. Și aici interesant. Asta ce-o fi fost? Vreo răstignire de foarte mulți ani sau vreo răstignire făcută de natură. Și stă în ploaie, putrezește. Asta nu-i profanare, așa trebuie, plăcut Domnului. Și aici o cruce pe post de scrumier sau la ce folosește crucea asta, de stâns lumânările, tămâia, greu de spus, nebănuite-s domnului preot, mai ales că preotul e obsedat de sănătatea reproductivă a femeilor. Stop avort, el consideră avortul omor. Sigur nu încurci matale câte ceva. Eugen Barzu, Provita, cum să nu fie? Preotul implicat în mișcări politice conservatoare. Că din asta îi vine puterea. Facem bine politicienilor și politicienii fac lui bine. Donații pentru reparații și temeri și alte investiții. Dacă are bani, de ce să nu facă altă icoană? Aceea e veche să șadă în debara. Gata de-am, nu-i sfântă, nu-i bună.